asta a fost, mă, toată discuția. Dar voi, mă, ăștia de la Oradea, mă, asta nu-l mai șterg live-ul, ăsta nu-l mai șterg niciodată. Am făcut un TikTok, l-am pus ca să vadă toată lumea, a avut vreo 200.000 de vizualizări, dar ăsta acum nu-l mai șterg. N-am putut să-l pun pe TikTok, că era prea scurt și trebuia să zic tot. Mă, voi, de ce sunteți, mă, așa, mă, instigați lumea, mă. Mă, instigați lumea, mă. Mă, instigați lumea, mă, numai la ștouri și numai la chestii tătoilei, mă. Ce vorbeați, Cosmă? Că m-am dus eu pe acolo, pe la Arat, că una caltă, că cum zice, că eu nu vreau eu să, cum îi zice. Mă, eu m-am dus la Doru acasă, ca și la mine acasă, mă. Așa m-au primit băieții ăștia, mă. Mă, când vreodată, mă, să vă comparați voi, mă, voi, cu Doru, mă. La Pârnaie, are bani, are palat, nu casă, palat, frate său, om de milioane, prietenii lui, oameni de calitate. Și voi ne luați nouă voice-urile. Bă, tu ce crezi că eu, dacă spun ceva, eu spun și în privat, spun și... Noi am avut discuția în 2008, că a venit Doru pentru noi, că așa a fost. Și că l-a bătut garda. Și am zis, bă, și eu când am avut discuții, tot timpul ori chemat poliția și ori fost probleme. Grecu nici acum, în momentul de față, nu poate să intre în cluburi unde are lungul protecții. Mă, voi le-ați tăiat voice-urile și le-ați spus cum ați vrut. Doru, te rog eu, pentru mine, frate, să nu mai faceți postări, să nu mai faceți alea, să nu mai fie discuții. Romi, hai, frate, la Arad și pentru tine oprim tot. Un singur lucru nu pot să opresc, meciul. Că îmi doresc să, cum îi zice, te pup, Doru, frate. Că îmi doresc ca să fac meciul ăsta, frate. Nu am nimica cu Sandu, nu am nimica personal. Eu nu pun botul la vrăjala la nimeni. Pe mine nu există cineva să mă împărlice sau să facă vreo discuție. Eu, dați distribuiri, dați toată lumea distribuiri, să fim aici lume multă. Păi mie nu, Costi, te pup, frate. Păi eu poate nimeni să mă îmbărlice. Mie nu poate să-mi zică ăla, bă, nu fii prieten cu Romi, tu ești familia noastră. Și Doru a avut dreptate, frate. Eu m-am băgat acolo în discuție, fără să știu că e vorba de Doru. Și Doru în 2008 a venit pentru familia mea și l-a bătut poliția. Și când a venit vorba de poliție, bă, că poliția, că de-alea, atunci am zis eu. Că bă, frate, eu nu mă bag între voi. Bă, uite cu cluburile cum e, numai voi ați tăiat voice-urile. Uite-mă cum e cu cluburile la noi. Cât am fost certați. Măi, hai să vă zic. Era firma de pază a lui Gavriș și a lui Grecu și Liberty. Și când au fost discuțiile și problemele, băieții lui Lungu nu intrau în club unde avea Aurel cu Grecu protecții. Noi nu intram la ăștia de la Liberty, că era ceartă, era discuții. Dar eu mi-am rezolvat problemele și discuțiile cu Lungu. Nu mai avem nicio problemă, nu mai avem absolut nimic. Dar voi ați tăiat voice-urile și le-ați spus cum ați vrut voi. Dar zic și acum, eu nu am cum să mă bag, frate. Dacă Doru a venit pentru familia mea, eu când vreodată aș putea să mă întorc vreodată împotriva lui Doru? Cum? Cum să fac eu treaba asta? Că nu înțeleg. Așa m-ați enervat ieri și așa le-ați, cum îi zice, că la nervi am zis tot felul de chestii și tot felul. Voi credeți că pe mine mă interesează că voi puneți voi surd în astea tăiate? Că eu dacă spun ce? N-am fost dat la poliție, nu sunt ziare că am fost dat la poliție când au fost probleme, când au fost discuții. Dacă am făcut live pe TikTok ăla am pus în legătură cu Sandu. Am pus, frate, din suflet și din inimă, dar eu n-am știut că e vorba de Doru, frate. Și Doru când m-a zis, bă, Romi, știu pe soră ta, îl știu pe cumnatul tău, am fost închis așa, am fost așa, am fost așa, am fost așa. De ce faci? Bă, frate, n-am știut, bă, te-ai schimbat mult, nu te-am mai cunoscut și n-am știut că tu ai, bă, am fost la ziua ta, ții minte când ori venit de la Liberty, ții minte că aia, când ne-am dus acolo, când am scos cuțitele, când da, mă, ții minte, Doru, uită-mă poză cu mine când eram... În 2010, bă, acum te-am recunoscut, bă, frăție, gata, suntem toată viața împreună, nu se pune în discuție oricând și la orice oră. Și voi îmi puneți mie voice-urile pe TikTok, ca ce? Bun,
Ați auzit că mă duc la Arad să mă întâlnesc cu Doru și cu familia lui. Automat a spus poză, porcule. Ai pus poză și șt, ca și cum, ca și cum că ce? Șt, pentru cine? Mă, uite, vă zic cu mâna pe inimă, să moară frate meu și maică mea. Dacă Grecu și porcu intră la protecții la Lungu, unde are Lungu restaurante, unde are cluburi, dacă intră oamenii ăștia înăuntru. Na. Sau dacă de când a fost scandal și au fost problemele, dacă oamenii ăștia s-au întâlnit față în față, dacă nu evită. Vă puneți voi din alea ca și cum că voi ce? Și îmi puneți mie voice-urile, îmi puneți voice-urile să mă cert eu cu Sandu sau să fac eu discuții cu, cum îi zice, cu Doru, că mă, cum or ajuns, cum or. Mă, sunteți atât de proști, de, dați în grop, mă, puneți mie voice-urile, dar voi nu știți, că eu la oricine, dacă am ceva cu ele, îi zic pe față, dar puneți voice-urile toate cum or fost, toate, nu le pun eu din respectul lui Doru, mă. Și conce, ca să... Una sau alta, că dacă le-aș pune, ar râde lumea și cu curul de voi, mă, că sunteți. Măi, eu m-am dus din inimă, frate, ca să fac să fie bine. 20-30 de inși o sunat Dorul, la tot le-am văzut postările. Bă, dați încolo, nu mai postați de Lungu, nu mai vorbiți de Lungu aiurea, o să fac eu meciu cu el. Când o să fie vremea, dar nu mai postați și nu mai vorbiți urât de el. Om cu caracter, frate, valoare, tot ce vrei. Dar la voi ce? Poze pe Facebook care le-ați făcut.